Un muncitor din Brașov n-a fost la fel de norocos. Din păcate, bărbatul de 53 de ani a căzut în gol de la etajul al 7-lea al unui bloc care acum se construiește. S-a zdrobit pur și simplu de asfalt, iar medicii n-au mai putut decât să constate decesul. Se pare că muncitorul s-a urcat pe schelă fără echipamentul de protecție. Oricând nu era siguranță, oricând suntem pe discuț la orice. Deci spun cu tărie, nici ce nu era asigurat. Fără schelă, fără nimic. Deși lucra la aproape 20 de metri de sol, bărbatul nu s-a asigurat cu o cordelină. Ba mai mult, a lăsat jos echipamentul de protecție. Cele două greșeli i-au fost fatale. Un om și-a pierdut viața, este o situație tragică. Este angajatul uneia dintre firmele noastre de construcție. Noi, din câte am înțeles, efectiv a fost un accident. S-a împiedicat și a căzut. Omul a călcat greșit pe o scară de lemn în timp ce încerca să monteze un cofrag pentru un perete exterior. Colegii bărbatului au chemat imediat o ambulanță, dar medicii au ridicat din umeri când au ajuns la șantier. Bărbatul murise deja. Era un bun. Era un cum se cade. Om cum se cade ca lumea. A fost cel mai bun prieten al meu. Un om cinstit, cum se cade, vesel, fiecare dată. Cu câteva ore înainte să facă pasul fatal, bărbatul de 53 de ani a vorbit la telefon cu fiul său, care era în drum spre Germania, unde urma să se angajeze tot în construcții. A vrut să se asigure că este în siguranță. Cel mai probabil, băiatul se va întoarce în țară pentru a-și conduce tatăl pe ultimul drum. Între timp, inspectorii de muncă au început să pună întrebări. O să mergem la sediul firmei, o să solicităm documentele și o să vedem care sunt... care e baza legală de încadrare, ca ce era încadrat, ce trebuia să fac. Acesta este cel de-al doilea muncitor care își pierde viața pe acest șantier. În urmă cu 2 ani, un alt angajat a murit, în timp ce încerca să execute lucrări la înălțime.